Bună seara și bine v-am regăsit la o ediție specială a emisiunii În profunzime. Guvernul se înnoiește cu 7 miniștri. Despre asta discutăm în această seară, în această ediție specială a emisiunii noastre. Invitații noștri sunt domnul Igor Munteanu, director IDUTIDUR-ul. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Vasile Botnaru, director Radio Europa Liberă Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Am spus la început, este vorba despre 7 miniștri noi, anunțați cu surle și trâmbițe de către liderul Partidului Democrat, ca de obicei... Convențional vorbind noi. Bine, sunt miniștri noi în guvernul Filip. Unii dintre ei sunt vechi, că i-am mai văzut în ministere. Dar... Să-i spui lui Gaboric că e nou, e cam... Exagerat. De ce? În acest guvern toți 7 sunt noi. Adevărat că sunt nume și necunoscute publicului larg, dar înțeleg că este vorba despre profesioniști în domeniile lor. Așadar, avem această remaniere serioasă înainte de parlamentarele de anul viitor. Practic, din noul an avem un nou guvern, înțeleg? Deși Dodon a spus că el nu va semna decretele, dar asta rămâne să vedem pe câte minute va fi suspendat, probabil. Vom discuta și despre asta astăzi. Înainte de asta, propun să vedem cine sunt cei 7, cine pleacă și ne întoarcem la discuția noastră. 7 din cei 13 membri ai guvernului Filip vor fi înlocuiți. Vicepremierul Octavian Calmăc, ministru al economiei, va pleca pentru a lăsa locul lui Kiril Gaburici, care a avut anterior propriul cabinet de miniștri. Vicepremierul Andrei Galbur, ministru de externe, va fi înlocuit ambasadorul țării noastre la Geneva, Tudor Ulianovski, iar un alt vicepremier, Gheorghe Bălan, responsabil de reintegrare, va ceda fotorul Cristinei Lesnic, acum angajată MAI. O nouă funcție de vicepremier va fi creată pentru liderul PPM, Iurie Leancă, care se va ocupa de integrarea europeană. Pleacă și ministrul justiției Vladimir Cebotar, iar în locul său vine, sau mai bine zis revine, fostul președinte al Curții Constituționale, cel care a coordonat justiția în guvernul Filat, Alexandru Tănase. Vasile Bâtcă, ministru al agriculturii, va fi înlocuit de actualul rector al Universității Agrare, Liviu Volconovici, iar Stella Grigoraș, de la Ministerul Muncii, cedează fotorul său directoarei Centrului de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari. Rămân în funcție ministrul finanțelor Octavian Armașu, șeful de la intern Alexandru Șizdan, ministrul culturii și educației Monica Babuc și responsabilul pentru apărare Eugen Sturza. De asemenea, își păstrează locul în guvern bașcanul găgăuziei Irina Vlah. Vom începe anul nou cu un guvern aproape integral tehnocrat format din profesioniști. La Ministerul Economiei, funcția de ministru urmează să fie ocupată de domnul Kiril Gaburici, un om cu o bogată experiență în management care cunoaște bine domeniul pe care urmează să-l administreze. Plahotniuc, care a declarat anterior că miniștrii care nu fac față sarcinilor vor pleca, nu a spus astăzi cu ce au greșit funcționarii înlocuiți. Premierul Pavel Filip și-a lăudat colegii de care se desparte. Spre exemplu, doamna Stella Grigoraș, vreau să vă amintesc o reformă foarte importantă, curajoasă, fără precedent în Republica Moldova, care și-a demonstrat efectele, reforma sistemului de pensii. Partea economică, domnul Octavian Calmâc, la începutul anului avem teama că nu vom putea plăti pensiile în Republica Moldova și în final de an, practic fără finanțare din exterior, ne-am descurcat. Pavel Filip a fost desemnat premier la începutul anului trecut, după ce președintele de atunci, Nicolae Timofte, a respins candidatura lui Vlad Plahotniuc. Cabinetul condus de Filip a fost votat de 57 de deputați, democrați, liberali și câțiva foști comuniști și foști liberal-democrați care fac parte acum din grupul PPM. Ceremonia de învestire a avut loc departe de ochii presei la reședința de stat, chiar în timp ce la Parlament polițiștii abia dețineau piept protestatarilor revoltați. Așadar, am văzut cine sunt. Cel puțin două nume surpriză. Surpriză pentru o bună parte a publicului. Nu știu dacă surpriză pentru toată lumea. Este vorba despre Alexandru Tănase, care se întoarce la justiție, și despre Kiril Gaburici, care a plecat cu gălăgie, dar se întoarce ca un ministru talentat. Ce spuneți? Este surprinzătoare într-un fel maniera în care este schimbată garnitura guvernului. Probabil că unii s-au așteptat ca, de exemplu, până la sfârșitul anului să existe anumite schimbări, nu o schimbare de asemenea proporții, dar bănuiesc că
suntem la o intersecție în care Partidul Democrat trebuie să ia niște decizii un pic mai radicale. Vine un an electoral în care va fi puternic asaltat din toate părțile, pentru, în primul rând pentru lipsa de rezultate esențiale pe domeniul economic. Viața economică nu se îmbunătățește semnificativ. Dialogul cu Uniunea Europeană este stagnează, ori este într-o situație care nu face deloc cinste nici Ministerul Afacerilor Externe, dar, mă rog, Ministerul Afacerilor Externe poate vinde doar ceea ce se întâmplă la executiv, iar restanțele cele mari sunt legate de sectorul justiției, de marele abuzuri care se mai întâmplă în continuare în sistemul bancar, pentru că nu toate sistemele de supraveghere au fost instalate. Lista lungă de restanțe este impunătoare. Și din acest punct de vedere, sigur că Partidul Democrat încearcă să resuscite acest organism reformat sau un proces de reformare a Guvernului Central, mizând pe persoane care au anumit calibru, o anumită reputație. Pentru că, de exemplu, în această garnitură intră doi foști prim-ministri, fiecare cu legalitatea lui și fiecare cu scheletele din dulap, pe care, evident, așa, multă lume vă vorbi. În primul rând, haideți să zicem, domnul Gaborici a aplicat într-o perioadă de răstriște în care era atacat din toate părțile, în primul rând din partea actorilor politici care cereau să demonstreze diploma. În același timp, prim-ministru Gaborici intrase într-un conflict deschis pe subiectul Băncii Naționale. Cerea demisia guvernatorului Băncii Naționale și spunea clar că nu avem altă opțiune decât lichidarea celor trei bănci cu probleme. Pe de altă parte, actorii politici, cei care rezistau acestei condiții care veneau din partea instituțiilor financiare, credeau că ar putea să o întindă mai lung și nu acceptau din partea primului ministru atâta independență politică, pentru că nu avea acoperire politică suficientă. Un alt prim-ministru, evident, este fostul ministru de externe, domnul Iorilancă, de semnătura căruia sunt legate niște mari eșecuri guvernamentale. Mă refer în primul rând la concesionarea aeroportului și la garanțiile bancare care au fost date în condiții insuportabile pentru populație, ca să zic așa, foarte male, și în același timp au existat alte opțiuni prin care guvernul ar fi putut strălucit să depășească criza bancară și să ajungă la niște soluții rezonabile. S-a mers pe o altă situație și atunci, de numele acestor două persoane, cel puțin, sunt legate niște eșecuri crase. Și atunci, de ce aceste două persoane în acest guvern, pe care cu siguranță Partidul Democrat, liderul acestui partid, și îl dorește unul profesionist curat? Eu, sincer, nu înțeleg de ce domnul Plahotniuc numește această garnitură tehnocratică, pentru că nu are nimic cu tehnocrația. Sunt anumite persoane care, de exemplu, Svetlana Cotelea este tehnocrat, într-un fel, vine dintr-o funcție pe care a exercitat-o în calitate de viceministru cu suficientă demnitate și profesionalism. Da, de exemplu, când mă uit la faptul că domnul George Balan este înlocuit de doamna Lisnic, care nu are nicio experiență pe domeniul reglementării, probabil că va fi asistată și va intra într-un anumit rol. Dar nu poți să o compari. Deci este o diluare, o destrămare a țesăturii logice legate de numele George Balan pe politică de reintegrare. Și din acest punct de vedere, această schimbare peste noapte a garniturii guvernamentale aduce nu doar satisfacție loialilor Partidului Democrat, aduce riscuri pentru actul executivului, pentru politicile care țin de numele Guvernului Republicii Moldova. Și eu aș fi foarte prudent în a face complimente la celui care, de exemplu, anunță asemenea anunțuri, face anunțuri pe schimbarea guvernului, pentru că sunt riscuri pe care nu trebuie să ne le asumăm și toate ouăle se vor sparge în capul cuiva. Așadar, chiar și Candu spunea că e cel mai corupt guvern, sau a folosit noțiunea de corupție atunci când a fost vorba despre guvernul Gaburici, când a fost vorba despre guvernul Leancă. Dar, domnule Botnaru, de ce acum acești doi oameni intră într-un guvern, deși intră într-un guvern pe care Partidul Democrat și-l dorește a fi un guvern exemplu, pentru că așa am înțeles astăzi, de ce au fost cooptați cei doi care au, vorba domnului Munteanu, niște schelete în dulap?
Lorena, eu n-am răspuns la această întrebare. Eu, ca și dumneata, eram curios de când am auzit acest anunț să văd ce spun surse apropiate partidului. Și evident că m-am uitat la televiziunile care, și în primul rând la Publica, m-am uitat la un mini talk show. 10 lei puneți pe masă pentru publicitate? Da. Așa, bine ați făcut. Acolo sunt, ca să fiți informat, trebuie să faceți asta. Da, dar trebuia să spun exact sursa ca să mă credeți. Corect, da, apropiată. Apropiată. Și acolo Cornel Ciurea a spus următorul lucru. Că, de exemplu, pe schimbarea asta despre care spune domnul Munteanu, explicația este următoare și eu îl cred, că e om informat. Zice că acum reglementarea se va face pe axa Plahatniuc și patronul de la Șerif. Și vezi, doamne, acum nu mai este nevoie, așa înțeleg eu discursul, nu mai este nevoie de instituție. Pentru că se vor înțelege ei între dânsii și omul ăsta care va fi ca și cum stenografista care va consemna și va pregăti tehnic niște înțelegeri. Eu am rămas un pic pe spate, pentru că dacă e adevărat ce spune domnul Ciurea, adică să merge în continuare pe substituirea instituțiilor, teza domnului Munteanu de la dezbatere dânsului, de câte ori apare și pe la noi, pe la Europa Liberă, mai pun 10 lei, când spune că statul ăsta a făcut de fapt niște concesii în fața coordonatorului, fără ca să existe și eficiență. Și tocmai întrebarea mea este dacă atâta cu trâmbe și tobi s-a anunțat că partidul vine la următoarele alegeri cu schimbarea clasei politice, de ce trebuie să se umble la sertarele vechi în care avem tocmai niște oameni, cel puțin care au fost deja, au umblat prin diferite partide. Dacă ne uităm în Wikipedia, domnul Gaburici știe și franceză, ar fi trebuit să aibă grijă să-și rectifice. În franceză, la Wikipedia, scrie că dânsul e teledemist. Adică au o trenă așa de lungă și controversată. Pot n-arunare timp domnul Gaburici să ocupe de o chestie atât de mică. Așa ca chestii. Deci nu sunt ei noi și de asta am ironizat eu pe adjectivul ăsta. O persoană cu foarte mult umor negru spunea în felul următor, că după ce au consumat toată rezerva de cadre PD-ului, PD-ul a trecut la rezerva de aur a PCRM-ului și a PLDM-ului. Da, asta spune problema astăzi. Este cea remarcată de domnul Vasile Botnaru este următoarea. Într-adevăr, este foarte complicat acum să crezi că poți consolida guvernul făcând țol, biroul pentru reintegrare, aducând o persoană care nu are niciun fel de experiență în acest domeniu și care ar putea, într-adevăr, să o facă doar pe consopista, pe secretara, atunci când anul 2018 se așteaptă să fie un an dedicat, cel puțin din partea anumitor formatori decidenți, dedicat problemei transnistrene, cu care rezerve strategice, despre care vorbea domnul Leanc de curând, merge guvernul înainte. Este un an extrem de complicat sub aspect economic și sub aspect politic. Vin alegerile parlamentare. Deci, iar la președinție OSCE, scuzați, vin italienii, exact, care nu cunosc dosarul și o să fie o înghețare. Săptămâna asta, așa zis un ministru de externe a Transnistriei, la Roma semnează un acord de prietenie cu mai multe asociații italiene. Evident, în formatul BRICS, respectiv asta este ajutat, acest eveniment este organizat de ambasada Rusiei în Italia, la care, de exemplu, autoritățile Republicii Moldova nu fac nicio remarcă, nu fac niciun fel de comentariu. Și asta pe mine mă pune pe gânduri, pentru că ceea ce domnul Vasile Botnaru face de referință la un anumit autor, ar putea să aibă o anumită doză de relevanță faptul că oamenii deja se înțeleg între două persoane, dând într-o parte statul, guvernul, și probabil că cineva ar putea spune că guvernul începe să se organizeze în jurul GSS-ului. Nu invers. Și deja mai devine prea multă putere concentrată în mâinile unui grup de persoane cu influență. George Balan, care este proaspăt asociat cu succesele, da, recente.
cu progresele în reglementare. Am văzut astăzi că domnul Plahotniuc, înainte de a spune cine sunt noi miniștrii care vor veni, a vorbit foarte frumos, la superlativ, despre activitatea celor care pleacă, i-a lăudat frumos. Păi da, și atunci trebuie să rămână, dacă sunt atât de buni și eficienți. Asta este întrebarea, dacă ei sunt atât de buni. Așa cum au spus ei, pentru că au vorbit despre și într-adevăr în 2016 când guvernul Filip a preluat cabinetul, da, este un an de referință destul Lorena, de greu. Asta e și săptămâna trecută domnul Candu vorbea despre creștere economică deja în această țară, lăuda guvernul și mă întreb de ce a trebuit schimbat. Evident, domnul Calmăc are mult mai multă expertiză personală și cunoaștere la implementarea DCFTA-ului decât domnul Gaborici. Asta este clar, nici nu trebuie demonstrat. Dar senzația mea este următoarea. Partidul Democrat, prin liderul său, face un pas înapoi pentru ca, într-un fel, să creeze o anumită percepție de neutralitate, tehnocrație a guvernului, ocupându-se mai mult pentru anul electoral 2018 de convingerea populației că Partidul Democrat este cel care are sub responsabilitatea sa toate frâile guvernării, dar în același timp, pentru motive tactice, încearcă într-un fel să aducă PPM-ul să aibă un rol, un cuvânt mai important în formarea guvernului. Deja va fi și domnul Leancă alături de ministrul apărării. Da. De fel, transmite responsabilitate prin prezența lor, dar nominală, pentru că frâile puterii în continuare vor fi la PD. Astăzi, la conferința de presă, l-am văzut și pe domnul Ghilețchi, care este șeful grupului parlamentar. Care confirmă ce care confirmă exact ce spuneți dumneavoastră. Da, și ceea ce ni se comunică și nouă este faptul că guvernul nu este unul minoritar, este un guvern de coaliție. Rămâne să vedem însă dacă aceste schimbări tactice vor convinge pe cineva la Bruxelles că acest guvern este responsabil pe ce spune și că are suficientă capacitate instituțională să se angajeze pe cele mai importante probleme restante, reforma justiției. Ce ar trebui să facă ministrul justiției Tănase pentru ca să convingă toată lumea de la Bruxelles că Republica Moldova este pe văgașul cel drept? Dumneavoastră, acum ați anticipat următoarea mea întrebare. Uitați-vă ce se întâmplă înainte de asta, cu câteva zile a apărut un sondaj, IMAS. Toată lumea a avut o anumită poziție. Eu am stat neutru și am încercat să văd de la distanță ce se întâmplă. Acest sondaj a formulat argumentul folosit de domnul Plahotniuc în conferința de presă, că schimbarea are loc doar atunci când partidul e pe val. Respectiv, dacă n-ar fi fost acest sondaj, n-ar fi fost argumentul că este nevoie de anumită schimbare. De asta a ieșit atâta scandal între două sondaje, la fel de importante, IMAS-ul și BOP-ul. Respectiv, se creează anumite situații în care Partidul Democrat încearcă să le exploateze, dar problema nu este aici, nu este cum privim noi la această schimbare, ci ce va aduce această schimbare. Vom putea trece prin furcele caudine în următoarele luni de zile și vom încerca putea să recuperăm credibilitatea pierdută pe drum în ultimii 2 ani de zile la Bruxelles, atunci când Bruxelles spune foarte clar, prin vocea celor mai importante fracțiuni politice, terminați cu prostiile, lichidați acest sistem electoral mixt care este cauza tuturor problemelor în Republica Moldova. Ori noi ne aducem aminte că suntem suverani. Aceste 28 de condiționări nu sunt atât de simple, nu sunt tehnice. Au un puternic substrat de condiționare politică. În ce măsură Tănase, Leancă vor reuși să convingă partenerii noștri? Ca să întreb exact următorul nume care este o surpriză pentru o bună parte a publicului, este cel al lui Alexandru Tănase. Domnule Botnaru, cum vedeți intrarea domnului Tănase sau reintrarea în guvern? O intrat în aceste două puncte nevralgice, pentru că Leancă, considerat arhitectul orientării pro-europene, da, are o anumită credibilitate, un pic, mă rog, hrentuită, dar o are. Și va deschide ușile, dar acolo unde va deschide ușile, o scoată condiționalitățile. Exact asta am vrut să întreb. Un nume schimbă cu ceva situația sau țara trebuie să demonstreze? Trebuie să fie acceptat, de exemplu, cineva să-și schimbe agenda, să te accepte, să te intri într-un cabinet. Și intri pentru că te numești așa sau intri pentru că vii să demonstrezi sau să convingi că... Intri pentru că funcționează și relațiile. Uh-huh. Dar în momentul ăsta, tocmai când Leancă va obține intrarea cuiva,
ei o scoată condiționalitățile, o scoată dosarele și o spun, cumva sunteți voi cei care ați inițiat o lege anti-ONG, nu cumva voi sunteți cei care ați neglijat vocea ONG-urilor când ați presat legea privind decriminalizarea business-ului cu scandal, când se putea face pașnic, într-adevăr. Da. Da? Și atunci, aici sarcina dificilă e lui Tănase. Și am impresia, pentru asta au fost invitat să repare ceea ce a pornit ministrul predecesor, probabil nu din capul lui. Probabil la indicația partidului. Guvernarea este gata să renunțe la aceste... Nu, cred. Nu cred. Să retușeze. Sunt trei elemente pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, cred că această prezentare a garniturii noi în calitate de garnitură tehnocratică este departe de realitate. Toți acești oameni sunt legați de anumite priorități și preferințe politice. Ei sunt, vin de partide politice, cum să fie tehnocrați. Tehnocrați înseamnă total altceva. Alexandru Tănase deja nu mai vine de undeva. Vine oricum cu anumit context politic, cu o istorie personală care nici de cum nu este tehnocratică. Mai ales prin comentariile pe care le face prin anumite pagini. Dar dincolo de asta, există această încrâncenare și agresivitate a personajelor politice. Mă uitam la emisiunea de la TV8, în care domnul fost ministru de justiție Cebotare încerca să pledeze pentru legea cu privire la decriminalizare, dar o făcea într-o manieră atât de combativă, intolerantă față de jurnalistă care îi lua interviul. Întrebarea mea este cum asemenea personaje pot să dețină o funcție de ministru al justiției într-un stat guvernat de drept. Pentru că dacă nu oferi nicio satisfacție interlocutorului, dacă pui zero greutate pe societatea civilă, pentru că nu te interesează, te interesează doar misiunea stabilită de partid. Asta nu-i justiție și asta nu-i ministru. Da, propun să continuăm, să vă continuați ideea după pauză, trebuie să luăm publicitate. Ne întoarcem imediat. Da, continuăm discuția. Tocmai rămăsesem la Alexandru Tănase. Care va repara sau nu? Care urma să repare, da. Era vorba despre niște cozi pe care le moștenește, care, eu știu, dau prost în exterior. Care au nemulțumit, da. Și imaginea, Alexandru Tănase cu imaginea sa, urma să repare aceste lucruri, fără ca executivul sau parlamentul să renunțe, sau parlamentul, partidul de guvernământ, să renunțe la niște inițiative care dau prost pe exterior. Nu, să luăm în felul următor. Pe perioada în care s-a aflat domnul Cebotar în calitate de ministru justiției, lucrurile nu au progresat, au fost oameni care au murit încarcerați, au fost reținuți pentru anumite infracțiuni administrative și au murit bătuți de slujitorii acestor instituții. În ultima lună, din câte am văzut în presă, 6 oameni au murit în diverse izolatoare, ceea ce este absolut grav pentru sistemul de detenție și pentru cel provizorii și cel pentru sistemul de instituții penitenciare. Și atunci, evident, că n-ai cum să justifici aflarea unui ministru al justiției care nu poate să țină sub control democratic aceste instituții. Este nevoie de un prospătare. Domnul ministru al justiției Tănase trebuie, evident, să aducă ceva nou. Nu știu care vor fi piesele sale de rezistență, dar va avea împotriva sa îndreptată toată inerția și rezistența sistemului. Și trebuie să nu uităm de faptul că recent, spre surprinderea tuturor, persoana care era asociată cu acest sistem a câștigat ușor, fără nicio problemă, funcția de director al CNA-ului, domnul Zumbreanu. Procuratura este în aceeași stadiu de izolare de restul procesului și aparent sub control politic. Respectiv, are o mare problemă, domnul Tănase, dacă vrea să rezolve în mod pozitiv anumite defecte ale sistemului. Dar domnul Tănase nu știe, pentru că de acolo vine practic, nu știe cam cum stau lucrurile și imaginează că poate să schimbe ceva fără ca să îi se dea voie? Nu știu ce știe el. Este clar că așteptările față de un ministru al justiției sunt altele decât poate și le imaginează el.
Este clar că această nouă garnitură a guvernului anunțată de domnul Plahotniuc va trebui să demonstreze că este mai bună decât cea veche, are puțin timp, intră într-un an electoral în care Partidul Democrat își va face uz de resurse administrative, așa cum face de obicei tradițional, și slăbirea aceasta a instituțiilor, pentru că am pornit să vorbim de birou de reintegrare. Nu este deloc în sensul schimbărilor democratice din Republica Moldova. În general, abuzul de putere și concentrarea puterii în mâinile unui grup de persoane private este o deraiere de la modelul democratic de guvernare. Știm doar două tipuri de modele în spațiul nostru ex-sovietic. Unul este atunci când statul acaparează puterea privată a sectorului privat, asta e Belarus. Și exact avem modelul invers atunci când sectorul privat intră în domeniul public, în sectorul public și nu știu, din anumite considerente consideră că poate, dacă a făcut business în sectorul privat, poate face reforme extraordinare pe sectorul public. Ori reforma sectorului public este total diferită de ceea ce se poate întâmpla în sectorul privat. Așa, acum întrebarea care îmi vine să o pun este: cu ce l-au convins pe Alexandru Tănase ca să accepte? Pentru că nu răspunde la telefon, din păcate, colegii din regie încă încearcă și au încercat și pe parcursul emisiunii. Probabil vigerează oferta. Acum, o parte a cetățenilor se aștepta ca domnul Tănase să-și continue cariera politică, chiar se zvonea că și-ar face un partid, că s-ar lipi pe undeva, pe la vreun partid, când colo a intrat în acest joc, să spunem așa, din care nu știm cum va ieși, pentru că știți cum este. Intri cum intri, dar ieși, poți ieși și șifonat și poți pierde capitalul pentru care ai muncit și imaginea pe care ai avut-o. Cu ce credeți că l-au Eu am impresia că convins? Domnul Tănase nu se împacă cu ipostaza de pensionar și vrea să iasă în teren să joace, pentru că acolo unde a fost trimis, în speranța, apropo, că el va rămâne la Curtea Constituțională și nu s-a adeverit, da? Deci acolo era locul pentru care el s-a pregătit, da? Și la un moment dat a fost exclus, se vedea după comentarii. Și a fost trimis într-un exil de ăsta așa onorabil, care seamănă mult cu pensionarea. Și am impresia că tocmai dorința de a ieși în teren l-a determinat, el poate chiar vrea pe alocuri să repare și imaginea. Cred că și dumneata ai primit deja mesajul de refuz de la instituția penitenciară. Da, da? Și era un... Da, este era vorba de despre da, interviu un demers pentru comun pentru interviu cu Vlad Filat, pe care presa și-l dorește și pe care toată lumea l-așteaptă, pentru că nu s-a răspuns la niște întrebări. Răspunsul era de așteptat. Sub conducerea lui Alexandru Tănase, eu îmi imaginez că ar fi posibil așa un interviu. De exemplu, pentru că totuși domnul Tănase vrea, are alura de un ministru european, el nu va vorbi așa cum a vorbit predecesorul său cu jurnaliștii. Apropo, am văzut și eu un fragment din acest interviu în care dânsul era foarte convins că legea pe care el o promovează cu atâta insistență nu va trece. Se simțea deja un fel de supărare și s-ar putea că Tănase să apese pe frâne. Dar, iarăși, întrebarea mea generică este, dacă vrei să mă întorc, iarăși, eu n-am înțeles de ce s-a întâmplat asta. Pentru că, primitiv comparând cu un meci de fotbal, da? Sau un meci de hockey, unde repede obosesc sportivii, se schimbă atunci când, într-adevăr, nu merge meciul. Când nu marchează fotbaliștii. Eu sunt convins că majoritatea membrilor Partidului Democrat n-au înțeles de ce s-a întâmplat acest lucru și toată problema sau drama acestei situații este că o singură persoană poate să decide dacă se joacă rugby sau box sau oricare alt sport.
pentru toată lumea. Deci asta este Speedy Gonzales. Asta păi e da. Cel care reușește să bată și la tobe, joacă toate instrumentele. Și omul iese și spune că asta am hotărât eu, această concentrare, dar voi acceptați. Această concentrare masivă de competențe într-o singură persoană este în detrimentul chiar și a intereselor Partidului Democrat. Dar cine să-i spună domnului asta? Păi, știți care este? Oamenii care iau, concentrează atâta putere sunt înconjurați de adulatori, de oameni care de dimineață până seară nu îi fac nimic altceva decât aduc osanale, laude și atunci creează un fel de mitologie în jurul unei persoane care într-adevăr are multă putere. Din ceea ce reiese, de obicei îi reiese decizii proaste și pe sistem administrativ, pentru că, ia uitați, avem o reformă a administrației centrale care este neterminată, nefiind neterminată, deja influențează negativ felul în care progresează sau deloc nu progresează implementarea acordului de asociere. Noi încercăm să demonstrăm cu chipuri frumoase și oameni scoși fii de la naftalină, fie scoși din rezervele de cadre a altor partide, dar rezultate nu sunt pe implementarea agendei de asociere. Acum că vorbiți despre concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane, vă referiți la Vlad Plahotniuc, acum vreau să vă întreb, totuși, cum poate fi corectată această situație? Prin multe forme. În primul rând, acest Partid Democrat, care pretinde că este într-o coaliție de guvernare, de fapt și-a construit un mic imperiu. Acest mic imperiu este construit împotriva legilor democrației participative. Doi, evident, sunt foarte multe situații în care miniștrii instalați de Partidul Democrat nu au niciun fel de răspundere față de public și de aici apar abuzurile. Abuzurile legate de sistemul justiției, pentru că ei, de fapt, răspund liderului de partid, nu răspund față de interesul public. Doi, nu simt necesitatea să discute, să consulte. Ați văzut cu câtă aroganță vorbește acest cebotar atunci când îi se amintește că, de fapt, sunt foarte, foarte multe grupuri a societății care manifestă rezerve față de un proiect de lege. Da, vă referiți la cel cu privire la decriminalizarea. Exact, dar același lucru s-a întâmplat cu amnistia de capital în decembrie, ianuarie 2017. Atunci, de asemenea, societatea civilă care a avut anumite lucruri de reproșat, nu a fost luat în considerație, s-a accelerat de răsputeri adoptarea proiectului de lege și atunci a apărut un nou scandal. Deci noi mergem din scandal în scandal fără ca să înțelegem că așa nu se procedează. Există niște proceduri care trebuie să fie respectate și trebuie să suflăm în borș, în iaurt. Da. Mai degrabă, pentru ca să nu se întâmple ca toată lumea să ne reproșeze ceva. Partidul Democrat nu înțelege ce este responsabilitate publică, din păcate. Și nu îmi place, de exemplu, permanent să amintesc acest lucru, dar felul în care se anunță o nouă garnitură de guvern, fără ca într-un fel să fie pregătită opinia publică pentru asta și fără ca să se înțeleagă care este scopul acestei schimbări radicale, aducând complimente guvernului. Celor care pleacă. Exact. Și în același timp aducând oameni care nu se asociază cu programul politic a Partidului Democrat. Ei nu sunt din Partidul Democrat. La un moment dat încearcă să salveze țara. Un fel de front de salvare națională ca PSN, ca după Revoluție. Timp, la fel, multă lume se întreabă de ce din nou acest anunț a fost făcut de către liderul Partidului Democrat și nu de către prim-ministru în condițiile în care este vorba despre remaniere în guvern. La fel cum l-am văzut pe Vlad Plahotniuc anunțând diferite reforme care ar urma să aibă loc sau... De ce totuși continuă ca să facă asta? Probabil există un fel de obsesie personală a liderului Partidului Democrat față de rolul istoric pe care vrea să-l îndeplinească sau se așteaptă să-l îndeplinească. Dar nu înțelege foarte clar că există limite individuale, există limite pentru un singur partid care poate formula o misiune de schimbare a sistemului și că este nevoie de un alt stil de guvernare în Republica Moldova. Dar, Filip, în aceste condiții, ce responsabilități are? Adică nu va fi și el un simplu prim-ministru, așa cum s-a considerat Iurie Leancă? Ar fi probabil o mare greșeală. Prim-ministru trebuie să răspundă la funcțiile care îi sunt adresate și cred că această subminare a funcției, exact, de prim-ministru
nu aduce bine într-un sistem a Republicii Parlamentare. Pentru că asta l-am întrebat săptămâna trecută pe domnul Candu. Odată ce participați împreună la partid, la ședințe, e firesc ca prim-ministrul să apară din clădirea guvernului în fața presei și să facă aceste anunțuri care țin de guvern sau președintele Parlamentului în instituția parlamentară să facă aceste anunțuri care țin de Parlament? Sau nu, domnule Bordan? Lorena, eu mă întorc la întrebarea cum ai formulat-o dumneata, cum poate fi reparată chestiunea asta. Dar Plahotniuc nu crede că asta trebuie reparat. Bine, eu nu înțeleg, dar pentru nu vorbeam că... despre ce crede domnia sa. Pentru că domnia sa este unul și este cel care are toată puterea. Lorena, dar noi vorbim despre insist... ce cred cetățenii acestui stat. Păi, dar Plahotniuc sau Partidul Democrat, în momentul de față, așa cum a argumentat domnul Munteanu, nu îi privește foarte mult ce cred cetățenii. Înțelegi? Pentru că Plahotniuc e obișnuit să conducă partidul și implicit guvernul, guvernarea, în modul în care el conduce business-ul. El vine dimineață și se uită că sunt chiștoace aruncate în fața porții și spune, ia strângeți chiștoacele. Și în sensul ăsta el e eficient, da? Dar în mod normal, așa cum te gândești dumneata, cum gândesc și eu când rostesc cuvântul democrat, că e partid democrat, mie mi se părea, într-adevăr, logic să fie pregătită, justificată această schimbare, să fac un efort intelectual minim, să explice fraților, pentru că la toată lumea apare paradoxul ăsta. Dacă sunt atât de buni, de ce-i schimbați acum? Da? Asta e. Dar dacă nu sunt buni, explicați de ce nu sunt buni. Cum o să fie ăștilalți mai buni? Și procedural sunt de acord că eu să fi fost în locul lui Plahotniuc, dați-mi voie să visez. Eu aș fi spus, iată, eu îi prezint pe ministrii mei democrați, dar mă ta, domn Ghilețchi, iată, trece aici la tribună și prezintă-i pe amatalii. Dacă este democrație și dacă este... Dar așa, domnul Plahotniuc încurajează, de fapt, percepția asta. Că el e în vârful piramidei, coordonator, și mișcările lui din deget, de fapt, se execută. El asta a acreditat și asta se perpetuează. Și după asta televiziunile care... Dar și asta nu e adevărat sau ce? Păi e adevărat. Așa. El așa a construit și asta e osificat deja. El consideră că asta funcționează, subalternii lui perpetuează și el n-are nevoie să schimbe, să o transforme într-o democrație așa cum o vezi dumneata. Au americani o expresie foarte relevantă în acest caz. Îi spun în felul următor, când ai în mână un ciocan, tot ce vezi în jurul tău seamănă țintă. A gămălie, adică trebuie să lovești. Din păcate, domnul Ghilețchi, care este șeful fracțiunii PPM-ului, a stat pe rol de dulap acolo, a fost decorațiune, n-a avut niciun cuvânt de spus și atunci, sigur, asta doar creează această percepție de la care s-a referit domnul Botnaru, că toată puterea este într-adevăr. A spus două vorbe, a spus salut. Ce este important? Ar exista credibilitate pentru asemenea demersuri din prospătarea guvernului în situația în care o persoană cu pretenții istorice sau de misiuni istorice ar spune, ok, am terminat cu prostiile, începem lustrația. Toate persoanele care au fost implicate în furturi de proprietate, în concesionarea aeroportului, în devalizarea băncilor, nu mai fac parte din sistemul de guvernare. Atunci ar exista foarte multă simpatie publică. Dar în momentul în care nu spui cuvintele astea și toate lucrurile merg în jurul tău, în jurul intereselor tale, în jurul galeriei de cunoscuți și prieteni pe care ți-ai făcut atunci când ai făcut anumite tipuri de business-uri, nu poate să existe credibilitate din partea cetățeanului simplu, amărât sub nevoi și din partea instituției europene, care așteaptă un alt stil de guvernare. Insist pe acest lucru. Scuzați, așa de mult seamănă cu ce se întâmplă cu PSD-ul și cu legile justiției, numai că acolo există justițiari care au ieșit la protest. Dar acolo PSD-ul e exact cu mutra asta, pardon, absolut imperturbabilă, votează ceea ce este contestat în stradă. Mașinile și, de vot. Păi, puțin le pasă. Numai că, repet, acolo există totuși o verigă care pune piciorul în prag. Aici, din păcate, iată, mecanismul ăsta și propagandistic o să ne convingă că da, acum avem un guvern tehnocrat și ăștia o să fie mult mai buni și o să pregătească un an electoral. Da, despre tehnocrați toată ziua astăzi s-a vorbit, s-a prezentat un guvern
de tehnocrați. Chiar cineva m-a întrebat ce înseamnă tehnocrații ăștia, că tot aud de dimineață tehnocrat de când s-a anunțat. Un tehnocrat ar trebui să fie o persoană care este foarte bună specialistă pe un anumit domeniu îngust, care nu sare din domeniu în altul, pentru ca să fie universal în toate specializările și care nu s-a mirosit cu niciun partid politic. Asta este. În momentul în care există o persoană care a fost într-un partid politic, chiar, de exemplu, și la eu știu, la orizonturile apariției sale, nu mai este tehnocrat. Am văzut inclusiv anumiți diplomați care au fost pentru o anumită perioadă de timp într-un partid politic, evident în Partidul Democrat, care spun eu sunt diplomat de carieră, tehnocrat. Care tehnocrat? Stai o clipă, dar ai participat în campanie electorală. Da. Deci, cum se te numește? Da, chiar mulțumesc că ați explicat asta, ca să știe lumea la ce ne raportăm. Să știm foarte clar ce ar trebui să avem și nu ceea ce avem. Sau care e diferența între ce avem și ce ar trebui să avem. Păi, tehnocrat e rectorul, de exemplu. Luăm publicitate și ne întoarcem. Suntem pe ultima parte a emisiunii, mai avem puțin timp, așadar, la externe, domnul Leancă, cel care, despre care domnul Botnaru spune că va deschide ușile, este ajutat de Tudor Ulianovski, am înțeles că este un diplomat, știm ceva despre el mai mult? Sau? Păi, știm că a deschis ambasada din Qatar și evident că de mai mult timp se află în Elveția, la Organizația Mondială a Comerțului. Evident, ministrul de externe. Da, ministrul de externe. Probabil domnul Leancă va asigura coordonarea strategică a treburilor legate de integrare europeană, iar domnul Ulianovski va asigura conducerea operativă a ministerului. Așa. Apropo, domnul Leancă, odată ce a renunțat la mandatul de deputat, el fiind vicepreședinte în Parlament, până în momentul în care își va intra în funcție, în noua funcție de vicepremier, domnia sa va trebui să renunțe la mandat și în locul domniei sale trebuie să intre altcineva de pe lista PLDM în Așa Parlament. Este. Așa este. Nu știu dacă am dreptul, dar cred că nu dacă se va supăra președintele PLDM. Am vorbit înainte de emisiune cu el și l-am întrebat care e situația. Lista e accesibilă. Sigur că da. Da. Următorul cel care trebuie să intre între timp și-a schimbat apartenența politică, chiar a votat pentru demiterea președintelui PLD-mist, adică a avut și o acțiune, mă rog, pe contrasens cu partidul, deci probabil nu va lua mandatul și nici partidul cred că nu va accepta. După el, iarăși un candidat, un consilier cu probleme, cu dosare și președintele... Ceauș. Da, Ceauș. Și după Ceauș mai este iarăși o persoană care nu neapărat e univoc PLD-mist. Și atunci versiunea domnului președinte al partidului, Viorel Cibătaru, este că oamenii s-au gândit din timp cum o să fie rocada asta. Da, și adică lungă, domnul Cibotaru bănuiește că va veni cineva care va nu fi va loial reprezenta. Partidului Democrat? Nu va reprezenta Partidul Liberal Democrat. Da. Da. Așa. Cea mai importantă întrebare a zilei este de ce Dodon a anunțat că el nu va semna decretele, pentru că trebuie să precizăm, pleacă o parte a guvernului, nu înseamnă că pleacă, incorpore guvernul ca să fie din nou vot în Parlament, pleacă doar cei care, 7 miniștri și vor fi înlocuiți cu alți 7. Asta înseamnă că președintele urmează să semneze decretul de demitere și de numire în funcție a noilor miniștri. Dodon a anunțat că nu va face asta. Ce se întâmplă în continuare? Vom asista din nou la acea suspendare despre care domnul Candu spune că nu e suspendare? Probabil că se va repeta la Indigo situația care s-a întâmplat cu ministrul apărării. Deci nu cred să existe alte situații. Întrebarea este următoarea. Dacă se schimbă o asemenea parte importantă a guvernului, în ce măsură votul inițial de încredere rămâne valabil pentru guvernul condus de prim-ministru Filip. Și asta este o întrebare la care trebuie să răspundă legislatorii, pentru că când schimbi un ministru, doi, mai înțelegi, de exemplu, sub răspunderea primului ministru, atunci când schimbi aproape complet
toată echipa guvernamentală, atunci eu cred că legitimitatea de a conduce afacerile executive trebuie să fie pusă în fața Parlamentului, dacă Parlamentul are în continuare încredere în echipa guvernamentală sau nu mai are. Există niște modificări de viziune asupra programului guvernamental inițial. Eu cred că sunt întrebări legitime pe care Parlamentul ar trebui să le... Da, bună. Vorbim despre schimbarea mai multă de jumătate a, exact, a ministrilor. Acum, întrebarea zilei pe care am auzit-o după ce s-a făcut acest anunț, unde trebuie să ne uităm în altă parte? Ce se întâmplă pe undeva? De ni s-a distras atenția și cu toții vorbim atenție numai despre... Nu, da, atenție la portmoneu, vorbim cu toții despre această remaniere. E pe undeva altceva? Păi, raportul Kroll. Raportul Kroll undeva s-a pierdut prin văgăunele Făgărașului, am impresia. Ar fi trebuit să vină acum, ni s-a promis la începutul lui octombrie, exact, mi-aduc aminte, după asta a intrat într-un proces de editare. Aceea, da. Foarte straniu, pentru că acolo n-ai ce să editezi, trebuia să fie prezentat așa cum este și bănuiesc că asta este o parte din problema. Eu iarăși mă întorc la această prestidigitație propagandistică. Dacă e un guvern tehnocrat, da, și se schimbă osatura lui politică, da? Deci nu ministrul de interne, da, care e mai executor decât oricine, dar ministrul de externe, ministrul de justiție. Întrebarea mea este, ai schimbat tehnocrații, ei o să fie așa de autonomi că o să întoarcă spatele la partid? Pentru că domnul Plahatniuc așa spune, domnule, ești tehnocrat, o să facă din capul lor. Da, rămâne să vedem ce, păi, ce și cum un pic, da, și câtă libertate le se va, deci da ca să ei au mandatul partidului, ei au programul partidului, li se dau în fiecare marți și guideline-urile. Da. Apoi... Așa, acum să știți că deja am depășit un pic timpul, dar nu pot să nu vă întreb ce înseamnă chemarea lui Negruță pe un termen nelimitat, Negruță fiind ambasadorul nostru la Moscova. Știu că dumneavoastră vă pricepeți cel mai bine dintre toți aici de față. Cum interpretăm asta? Ce înseamnă? Nu știu dacă eu mă pricep cel mai bine, pentru că sunt atâtea cazuri care depășesc orice fel de teorie politică legate de specificul Republicii Moldova. Rechemarea unui ambasador de la Moscova ar putea chemarea să însemne... da, chemarea pentru, da, consultări. Da, ar pentru... putea să însemne multe lucruri. În primul rând ar putea să însemne, de exemplu, reacții la aceste evenimente în care ambasada Federației Ruse din Italia promovează deschis independența și rolul pe Republicii Transnistrene. A doilea ar putea să însemne niște mesaje legate de tracasarea liderului democrat prin deschiderea acelui dosar într-o curte, într-o instanță din Moscova. Al treilea lucru ar putea să însemne alte momente importante în dosarul Transnistrean, despre care noi știm foarte puțin și care ar putea fi afectat de plecarea subită a viceprimului ministru George Balan. Așa. Loriana, da, părerea mea este că tălmăcirile care vin de la Chișinău contează mai puțin. Trebuie să așteptăm să vedem cum interpretează Moscova acest gest și dacă într-adevăr se supără și dacă într-adevăr s-a țintit o reacție mai dură sau asta e un fel de aranjamente, pentru că dacă e vorba să-i strice protocolul lui Dodon numai pe durata următoarei șederi sau într-adevăr e o bătaie lungă, asta o să vedem după reacții, dar într-adevăr ceea ce explică acum autorii acestui gest, îi spun că iată, s-a adunat prea multe gafe sau neînțelegeri și din cauza asta au fost nevoiți să, da, fac asta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această ediție specială a emisiunii În Profunzime, dedicată remanierii guvernamentale. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în continuare. Ne vedem joi. Invitatul nostru va fi ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Pe joi!